Am văzut aici un comentariu interesant. Vedeți că, apropo, sunt și oameni care v-au prins evoluând și spune era un fel de Ghezali, avea viteză. Și era o întrebare, dacă cineva din lotul actual de la Dinamo, nu știu, vă asemănați ca stil, vă aduce cineva, vă gândiți, uite, seamănă un pic cu mine ca stil de joc sau... Ghezali e micuț de statură față de E mai mine. mic, da. Eu n-aveam frecvența lui la pași. Multă lume spunea la acea vreme că nu am viteză, că sunt lent. În schimb, eu cu doi pași care îi făceam eu, altul făcea 3-4. Și pe asta mi-a explicat și neamicea, lasă că eu nu te lua după ăștia, după ce vorbește lumea, tu stai liniștit. Cum spun toți că nu ai viteză când e mingea în față în disputa ta cu fundașul, tu de cele mai multe ori ajungi tu primul înaintea lui. Atunci cum de Cum nu, da, spun. n-a înțeles. Dar le dai impresia prin pașii tăi mari, așa, ca o gloabă, ca o gloabă, cum mai și aveam o poziție aerodinamică, ca Dacia, mă, cocoșeam așa când alergam. Și știu eu, tăiam vântul mai bine. Și ajungeam de multe ori, mai multe ori am ajuns eu înaintea adversarului la minge decât adversarul. Și poate de asta, nu știu ce să spun, că parcă fotbalul nostru se juca altfel, au trecut 30 ceva de ani de când, nu poți să compari. Sunt epoci diferite. Am explicat multora că și cu cupele astea europene epocile iară sunt diferite, pentru că Iugoslavia s-a spart în nu știu câte țări, URSS-ul a fost URSS iar în nu Exact. știu câte țări. S-au schimbat și sistemele Și de ca asta discutam calificare, și de cu Ionuț punctaj și de Lopescu tot acum felul. câteva săptămâni, spunea la fel, că era altfel, jucau când era Liga Campionilor, era chiar Liga Da, Campionilor, erau doar echipele. erau echipele doar după primul loc Doar pe și primul. câștigătoarele cupelor sau din țările respective sau dacă lua eventul echipa dintr-o țară, o echipă dintr-o țară și cupa și campionatul, finalista cupei Finalista. juca și blocurile 3-4, bine, a fost și cupa balcanică, s-a desființat. Prima dată era cupa orașelor Târguri, pe urmă balcanică, pe urmă cupa UEFA, s-a inventat Inter Intertoto, Toto cu pana. s-au desființat, au rămas două cupe, acum și-au dat seama că e industria prea mare și se pot produce bani mulți și Corect. au reînființat-o pe a treia. Deci, la ora actuală, e industrie.